Clujul, dar și întreaga regiune, au nevoie ca de aer de o centură metropolitană care să lege autostrada Transilvania de municipiu și de centura Vâlcelea-Pahida. Dar lucrurile se mișcă în ritm de melc în cazul acestui proiect. Centura este inclusă în masterplanul de transport al României și ar trebui realizată de guvern cu fonduri europene, dar autoritățile centrale au pasat primăriei Cluj realizarea documentației tehnice pe banii ei și a comunelor adiacente. Deocamdată a fost semnat contractul pentru prima etapă. Am semnat contractul pentru realizarea studiului de prefezabilitate a planului urbanistic zonal și a detaliilor tehnice de execuție pentru autorizarea construcției la centura metropolitană a municipiului Cluj-Napoca. Altfel spus, ceea ce dumneavoastră ne-ați permis anul trecut prin mandatarea primăriei de a începe demersurile cu Ministerul Transporturilor pentru a prelua la Cluj-Napoca realizarea acestor documentații tehnice pentru a nu pierde banii europeni în vederea realizării centrului metropolitane a Clujului, după ce am finalizat protocolul cu Ministerul Transporturilor, după ce am finalizat protocolul cu primăriile din jurul Clujului, după ce am întocmit caietul de sarcini în baza licitației, după ce s-a organizat licitația, după ce a fost adjudecată licitația și finalizarea toate contestațiile, iată că la un an de zile suntem în măsură să avem acest contract semnat. Orice abatere de la acest calendar implică riscuri majore. Banii europene aferenți proiectului pot fi alocați doar până la sfârșitul anului 2023. Este o lucrare amplă, complicată, grea, dificilă, unică deocamdată în această zonă, dar care sperăm noi prin profesionalismul membrilor echipei care au câștigat licitația, a colegilor din primărie, vom reuși să finalizăm această documentație, așa cum am spus, astfel încât centura metropolitană a Clujului să fie o realitate, iar 2020, 2021, 2022, 2023 să fie realizate ca la 1 ianuarie 2024 să se poată circula pe această centură metropolitană. Studiul de fezabilitate va costa 3,7 milioane de euro din bugetul local și va fi realizat de o asociere multinațională. Întocmirea documentației va dura un an, după care va fi trimisă la Ministerul Transporturilor, care la rândul său va întocmi dosarul pentru finanțare europeană. Drumul va avea o lungime de 38 de kilometri. Valoarea lucrărilor de execuție a fost estimată la circa 150 de milioane de euro.